Bună ziua, dragi prieteni ai astrologiei! Astăzi vorbesc despre luna plasată în fiecare casă din harta natală. După cum știți, există 12 case în orice hartă astrologică. Pentru a ști exact în ce zodii se așează aceste case, este necesar să știți datele de naștere complete, inclusiv ora și minutul nașterii. Fără aceste informații, nu veți putea ști de fapt cum arată harta natală și nici nu e posibil o interpretare corectă a hărții. Dacă nu știți ora de naștere corectă, vă pot ajuta prin rectificarea orei de naștere. Aveți un link în descriere despre acest serviciu. Fiecare casă astrologică arată anumite domenii de activitate ale vieții, iar luna plasată în fiecare casă arată unde și cum ne căutăm cu toții fiecare satisfacție emoțională și cum ne folosim emoțiile în viața noastră. Ce semnifică luna în astrologie? Aflați din vlogul Ce reprezintă luna în astrologie? Aveți link-ul în descriere. Luna în casele astrologice oferă informații importante despre starea emoțională a nativului, schimbările în zonele vieții reprezentate de casa care găzduiește luna. În domeniile respective apar atașamente profunde, mai degrabă decât emoții superficiale și temporare. De fapt, este vorba de o căutare a unei apartenențe și a unei împliniri emoționale. Să vedem cum funcționează luna în fiecare casă, dintr-o hartă natală. Vă reamintesc că eu folosesc sistemul de case pe semne întregi, casele fiind egale, iar casa întâi reprezintă chiar zodia în care este ascendentul. Eu vă încurajez să experimentați folosind mai multe sisteme de case până vă dați seama ce sistem vi se potrivește mai bine. Eu, până să descoper acest sistem, care mi se pare cel mai eficient, experimentam sistemul de case Placidus și Koch. Și încep cu luna în casa întâi. Nativii cu luna în casa întâia sunt expuși emoțional. Toată lumea știe, vede starea lor. De asemenea, sunt nerăbdători, schimbători, își cam fac griji din orice, mai ales dacă luna este în conjuncție cu ascendentul. În majoritatea cazurilor, nativii reacționează emoțional la stimuli externi. Iau totul prea personal și reacționează prea repede la stimuli, ceea ce nu îi ajută deloc. Din contră, le complică viața și a lor și a celorlalți. Empatizează imediat cu cei din jur, și în sensul bun, că dorește să ajute, dar și în sensul mai puțin bun, că se bagă acolo unde nu-i fierbe oala. Au imaginație bogată, dar de multe ori confundă imaginația cu realitatea. Luna arată și vitalitatea persoanei, în funcție de aspectele formate cu alte planete. Luna plasată în casa întâi favorizează activitățile de PR, relația cu publicul. Contactul cu cei din jur este foarte important pentru acești nativi. Este de preferat să încerce să-și creeze un echilibru între rațiune și simțire. Astfel va evita situațiile nefericite în care se poziționează pe post de victimă în raport cu cei din jur. Dacă vor să ofere un ajutor, în primul rând trebuie să-i ceară voie celuilalt, să vadă dacă celălalt e pregătit să fie ajutat. Și nu orice fel de ajutor, ci numai cel care îl ajută pe beneficiar să se descurce singur după un prim ajutor, să-i dea undița și să-l învețe să pescuiască și nu să-i dea pești deja pregătiți pentru masa de prânz, nu? Să nu uităm că tradițional casa întâia aparține zodiei Berbecului, care la rândul său este stăpânit de Marte. Deci luna în casa întâi are o natură marțiană, chiar dacă se află în altă zodie în harta natală. Despre nativii cu luna în casa a doua. Acești nativi, chiar dacă pot câștiga bani frumoși, ei sunt destul de cheltuitori.
Și mai ales când se simt nesiguri emoțional, se refugiază în tot felul de cumpărături sau în consum exagerat de hrană. Este bine, înainte de a da banii pe ceva, să se întrebe cu sinceritate dacă chiar are nevoie de acel obiect sau să se întrebe dacă cu adevărat îi este foame sau dacă mestecatul îi dă o stare de liniște și securitate. Stima de sine este destul de instabilă. Ba se crește mai tare, ba au impresia că nu știu nimic. Valorizarea se va simți și în venituri. Au tendința să colecționeze tot felul de lucruri, pentru că le dau o senzație falsă de securitate emoțională și materială. Se pricep să administreze bani, numai că există riscul să fie percepuți ca fiind zgârciți. Nu se exteriorizează prea mult, preferă să țină emoțiile pentru ei. Sunt atașați de tot ce e al lor, de aceea e bine să învețe să nu devină prea posesivi, geloși și teritoriali. Să nu uităm că luna în casa a doua tratează persoanele ca și obiecte. Sursele de venit cele mai favorizate sunt cele din activități care au legătură cu publicul și tot felul de servicii oferite celorlalți. Utile, bineînțeles. Dar nu este exclus să aibă și o voce frumoasă pe care o poate cultiva profesional sau anumite talente artistice. Să nu uităm că, tradițional, casa a doua aparține zodiei Taurului, care la rândul său este stăpânită de Venus. Deci luna în casa a doua are o natură venusiană, chiar dacă se află în altă zodie în harta natală. Luna în casa a treia, în harta natală. Nativii cu luna în casa a treia sunt foarte receptivi și curioși. Învață ușor aproape orice. E un fel de mentalizare a emoțiilor. Simt cu capul mai mult decât cu inima. Pot avea chef de vorbă de nu-i mai oprește nimeni. Cu vârsta se mai echilibrează debitul mental și verbal, pentru că au și multe gânduri. Au o grămadă de idei și cu ideile celorlalți fac o tocană de păreri de nu mai știu ale cui mai sunt. Să încerce să-și pună în ordine aceste gânduri și idei, că altfel nu va face nimeni față șuvoiului informațional. Sunt mai tot timpul neliniștiți și agitați, în permanentă mișcare și au tendința să înceapă mai multe activități în paralel. Sunt atrași de studiu și ocupații mentale și care presupun multă comunicare, sub orice formă, mișcare și flexibilitate. Ocolește munca de rutină și are tendința să schimbe locul de muncă destul de des sau chiar relațiile personale sunt multiple și de multe ori lucrează la două capete. Este un jucător. Să nu uităm că tradițional casa a treia aparține zodiei Gemenilor, care la rândul său este stăpânită de Mercur. Deci luna în casa a treia are o natură mercuriană, chiar dacă se află în altă zodie în harta natală. Luna în casa a patra. Nativii cu luna în casa a patra simt nevoia de un cămin al lor, să se simtă în siguranță, să aparțină de o familie, de un neam, de un clan. Sunt foarte atașați de cămin și tot timpul simt nevoia să schimbe ceva, prin casă, pe lângă casă sau chiar să-și schimbe domiciliu, în dorința de a căzi casa ideală. E de preferat să înțeleagă că apartenența reală este cea cu propria persoană. Dacă rezolvă această problemă, atunci n-o să mai alerge după casa ideală. De multe ori există și o imaturitate emoțională. De multe ori există și o imaturitate emoțională, deoarece ei se tot duc gândul în trecut, în copilărie, pe care o idealizează. Relațiile cu mama și cu rudele de sex feminin sunt foarte importante și au un rol de modelare a nativului. Și această modelare se va manifesta emoțional la vârsta de adult. Deci contează foarte mult ce tip de persoană este mama acestor nativi. Se mândrește cu căminul său și îi place să povestească din trecut și despre propria familie. Nu este exclus ca nativul să fie nevoit
de-a lungul vieții, să aibă grijă de persoanele de sex feminin din familie, mamă, mătușă, alte rude. Să nu uităm că, tradițional, casa a patra aparține zodiei racului, care, la rândul său, este stăpânită de lună. Deci luna în casa a patra are o natură lunară, chiar dacă se află în altă zodie în harta natală. Să nu uităm că luna este în domiciliu în zodia racului, o demnitate favorabilă și puternică, mai ales pentru nativii de sex feminin. Luna în casa a cincea. Nativii cu luna în casa a cincea au tendința să împărtășească emoțiile cu cei dragi și sunt foarte atașați de copii, ai lor sau ai altora. În dragoste este foarte important să-și împărtășească emoțiile cu persoana iubită. Sunt pasional și de aceea au momente când complică situația în relațiile personale. Au tot felul de hobby-uri și cu siguranță au niște talente native pe care ar fi util să le pună la treabă. E bine să fii atenți la speculațiile financiare, jocuri de noroc, investiții la bursă, tot felul de combinații care promit câștig rapid și de valoare mare. Asta deoarece pot avea pierderi. Le place să-și asume riscuri inutile care îi pot afecta atât pe ei, cât și pe cei dragi. Dacă la ei nu se gândesc, măcar se gândească la consecințele faptelor lor asupra celorlalți, mai ales asupra copiilor. Fac gesturi teatrale în dragoste și dramatizează situația, dacă simte că poate avea un avantaj. Varianta cea mai negativă este că devine un escroc sentimental. Luna în această casă arată fertilitate, mai ales dacă este în zodie de apă. Nativii au carismă și pot avea și calități de lideri și au un talent pedagogic deosebit, mai ales în raport cu copiii și cu tinerii. Pot avea un entuziasm excesiv, exaltat chiar. Pentru ei e minunat, dar e bine să fii atenți cum reacționează și cei din jur. Altfel spus, să-și dozeze acest entuziasm în funcție de context și mai ales să nu pună presiune pe cei care nu sunt de acord cu acest stil de a acționa sau să aibă cel puțin răbdare. Au o creativitate foarte mare și e bine să o folosească în proiecte concrete. Au nevoie să fie admirați și lăudați, deoarece îi motivează și mai mult. Pe de altă parte, e bine să aibă grijă de dietă și de obiceiurile nesănătoase, iar dacă practică un sport, să nu exagereze, deoarece poate exista risc de accidentare. Atenție și cu cheltuielile, de tot felul, deoarece sunt momente când nu prea există măsură, mai ales atunci când vor să demonstreze ce bine stau la capitolul financiar, adică să se afișeze cu avuția, cu bogăția. Să nu uităm că, tradițional, casa 5 aparține zodiei leului, care la rândul său este stăpânită de soare. Deci luna în casa 5 are o natură solară, chiar dacă se află în altă zodie în harta natală. Luna în casa a șasea. Acești nativi au nevoie emoțională de a fi utili, productivi, organizați și să fie sănătoși. Dacă ceva nu merge în toate aceste domenii, e clar că au o problemă emoțională pe care e bine să o identifice și să o rezolve. De multe ori au mai multe joburi, unele chiar simultan. Se feresc de rutină, fiind ipohondri de felul lor, preferă să se verifice de N ori la medic, numai ca să fie sigur că totul e ok. Iar în geanta lor au o adevărată farmacie la purtător. De aceea ei sunt potriviți în domeniul serviciilor medicale, medic, asistentă, moașă, tot ce are legătură cu spitalul și cu sănătatea. Au tendința să aibă grijă de toată familia, mai ales când e vorba de sănătate. Au tendința să fie critici și pretențioși, dar și ei sunt sensibili la criticile altora. Sunt perfecționiști, deci au tendința să complice situația de multe ori. Este bine să fie receptiv și la părerea celorlalți și să evite criticile extreme. Se știe, în psihologie cel puțin,
că o critică excesivă nu ajută pe nimeni. Nu trebuie să tăiați aripile celor care totuși fac ceva. Au tendința mai degrabă să fie angajați, puțin probabil să devină antreprenori sau șefi, pentru că ei sunt foarte buni executanți, în primul rând. E adevărat, depinde mult și de restul hărții natale și modul cum este aspectată luna în harta natală. Să nu uităm că, tradițional, casa a șasea aparține zodiei Fecioarei, care la rândul său este stăpânită de Mercur. Deci luna în casa a șasea are o natură mercuriană, chiar dacă se află în altă zodie în harta natală. Luna în casa a șaptea. Acești nativi simt nevoia de parteneriate, atât în viața personală, cât și în afaceri sau tot felul de colaborări, crezând că numai împreună cu alții vor avea mai mult succes. Altfel spus, nu prea le place să mănânce singur sau să se ducă de capul lor în diverse locuri, la cinema sau cine știe pe unde. Pot deveni destul de dependenți în relații de tot felul, crezând că numai așa se vor simți împliniți. De fapt, e tocmai invers. Numai atunci când se vor simți împliniți și independenți, atunci vor intra în viața lor și persoanele potrivite. Depinde emoțional inclusiv de prieteni, care îi tratează ca făcând parte din familie. Luna reprezintă psihicul, instinctele, emoțiile, sentimentele și natura maternă și gândurile pe care le avem. Cu această lună în casa a șaptea, nativii se vor simți satisfăcuți emoțional doar atunci când se află într-o relație romantică. Dar e important să se asigure că partenerului îi place la fel de mult această situație, pentru că altfel se creează un dezechilibru. Să fie atenți la compromisurile pe care le fac în raport cu cei din jur. Să nu mai amâne decizii importante în viață numai pentru că nu au acordul celor din jur. Nu poate mulțumi pe toată lumea. Este important pentru sănătatea emoțională să dea atenție în primul rând propriei persoane, să știe foarte bine ce vrea de la viață. Astfel și partenerului o să-i fie mai clar cum stă treaba. Dacă luna este bine aspectată în casa a șaptea, atunci oferă șansa unei căsătorii reușite, asociații și colaborări profitabile pentru ambele părți, în general succes în relații. Dar dacă luna nu este foarte bine aspectată, atunci poate indica un partener cu un comportament inconstant. Posibile pierderi de bani prin procese, prin asociații și posibile lipsă de popularitate. Să nu uităm că tradițional casa a șaptea aparține zodiei Balanței, care la rândul său este stăpânită de Venus. Deci luna în casa a șaptea are o natură venusiană, chiar dacă se află în altă zodie în harta natală. Luna în casa a opta. Nativii cu luna în casa a opta au puterea de a-și depăși limitele în relații și de a se reinventa emoțional de câte ori e nevoie, mai ales dacă luna este într-un semn mutabil. Au o curiozitate obsedantă de a experimenta orice taburi, sexuale, relaționale, financiare, și a descoperi orice consideră că e un secret sau ceva ce e interzis. Gelozia, invidia și posesivitatea ar putea fi cei mai mari dușmani. Dar în același timp sunt discreți, profunzi și loiali în manifestarea emoțiilor și sentimentelor. E greu de ajuns la inima acestor nativi, deoarece sunt destul de suspicioși și vor totul sau nimic. Deci sunt pretențioși și intenși. Nu oricine se încumetă să le facă față. Nativii sunt atrași de domenii oculte și pot experimenta situații extreme, inclusiv experimentarea riscului de moarte prin accidentare sau probleme de sănătate. Mă refer la trecerea pe lângă moarte, adică nu, că de murit o să murim cu toții, clar, nu? Au capacitatea de refacere mare, în același timp e bine să înțeleagă motivele pentru care ajung în astfel de situații. Luna în casa opta, dacă este bine aspectată în harta natală, asigură câștiguri prin căsătorie, moșteniri, fertilitate, mai ales dacă luna este plasată în zodii de apă.
Dacă luna este prost aspectată, atunci pot apărea eșecuri financiare, mai ales după căsătorie, sau moșteniri care necesită procese și pot duce la un câștig tardiv sau chiar la pierdere. Deci e bine să nu se bazeze financiar pe alții, ci mai mult pe propria persoană, având un simț bine dezvoltat atunci când vine vorba de făcut bani. Să nu uităm că tradițional casa 8-a aparține zodiei Scorpionului, care la rândul său este stăpânită de Marte și Pluton. Deci luna în casa 8 are o natură marțiană și plutoniană, chiar că se află în altă zodie în harta natală. Luna în casa a 9-a. Nativii cu luna în această casă simt că viața e mai mult decât muncă, căsătorie și rutină zilnică. Dorința de cunoaștere și explorare a lumii, la propriu și la figurat, este foarte mare. Pe de altă parte, au un simț al dreptății și al justiției sociale la fel de mare. Consideră că numai prin cunoaștere și călătorii poate înțelege lumea în care trăiește și atunci se implică emoțional în aceste activități. Libertatea de acțiune și de exprimare este o valoare foarte importantă. Seamănă foarte mult cu arcana majoră din tarot, nebunul, cu bocceluța în spate și atâlpășița și pleacă în lume. Caută răspunsuri în exterior cât mai departe, încă nu a ajuns la înțelepciunea drumului invers, adică a răspunsurilor care vin numai din interior. Dar poate avea șansa să ajungă și la această practică, având printre alte preocupări și tot ceea ce ține de religie, credință și ritualuri. Poate va veni un moment în care se va opri într-un loc ca să facă acest drum. Cel mai important este să învețe cum să-și îmbunătățească situația în care se află. Iar folosi o listă cu obiective clare și concrete și să fie mai organizat. Știind ce vrea de la o călătorie sau de la o experiență, îl va ajuta să obțină rezultate maxime, va avea o apreciere mai mare a locurilor și a oamenilor pe care îi va întâlni. Dacă luna este prost aspectată, nativul poate fi impulsiv și de multe ori irațional în propriile acțiuni și va avea tendința să-i schimbe de mai multe ori în viață credințele, filozofia, că poate așa ajunge și unde își dorește. Aici este o capcană, bineînțeles. Dacă luna este bine aspectată, atunci nativul va învăța foarte multe din călătoriile, din educație și din cunoaștere a altor culturi, oameni diverși din mai multe medii sociale și din mai multe țări. Și are șansa să ajungă o persoană înțeleaptă. Să nu uităm că tradițional casa noua aparține zodiei Săgetătorului, care la rândul său este stăpânită de Jupiter. Deci luna în casa nouă are o natură jupiteriană, chiar că se află în altă zodie în harta natală. Luna în casa a 10-a. Nativii cu luna în această casă simt nevoia de recunoaștere, popularitate, realizare profesională, socială. Sunt carismatici, îi favorizează să aibă o viață organizată, numai că nu le iese din prima, au nevoie de practică. Li se potrivesc domeniile care presupun contact cu mulți oameni, cu expunere maximă. Băile în mulțimea de admiratori îi satisface cel mai mult. Își petrece mult timp studiind, perfecționându-se și muncind, pentru a ajunge cât mai sus în societate, iar viața privată e cam lăsată de izbeliște. Câștigurile materiale, case, mașini, bani, tot ce poate fi afișat, da? Tot ce pot vedea ceilalți, îi cresc statutul și atunci se simte cel mai bine. Dar cel mai important e ca ceilalți să-l admire pentru succesul obținut. Dacă ar folosi o parte din emoții și pentru viața personală, ar fi și mai câștigați. Dacă nu își vor da timp pentru repaus și relaționare naturală, o să fie dezamăgiți mai târziu de propria viață. Dacă luna este bine aspectată, atunci nativul va avea popularitate și prosperitate, cu avantaje și ajutor din partea femeilor mai ales. Mama poate să fie avut un rol important
în alegerea carierei nativului. Când luna este prost aspectată, atunci poate avea parte de ostilitatea celorlalți și o concurență acerbă în carieră. Și nu este exclus să apară și scandaluri publice. Să nu uităm că, tradițional, casa a 10 aparține zodiei Capricornului, care la rândul său este stăpânită de Saturn. Deci luna în casa a 10-a are o natură saturniană, chiar dacă se află în altă zodie în harta natală. Luna în casa a 11-a. Nativii cu luna în casa a 11-a simt nevoia emoțională de un sentiment de apartenență și sprijin de la prieteni și grupuri de oameni implicați în diverse organizații. O viață socială schimbătoare sau instabilă ar putea reflecta tulburările emoționale. Au multe vise, dorințe, speranțe pentru viitor, dar au dificultăți în stabilirea obiectivelor pentru care trebuie să lucreze concret și să se concentreze în prezent. Se implică în tot felul de grupuri, cluburi, organizații, activități comunitare, voluntariat și au o rețea de prieteni destul de bine dezvoltată. Luna simbolizează emoțiile, instinctele, stările sufletești, imaginația, starea de sănătate mentală și gândurile. În cazul acestor nativi, contează starea emoțională în raport cu prietenii și cu familia, mă rog, și pe prietenii consideră ca un fel de familie, și în raport cu grupurile de interes. Munca în echipă este ideală pentru ei. Mintea lor e tot timpul plină de gânduri, idei și proiecte pentru viitor. Vor să creeze o lume mai bună, atât pentru ei, cât și pentru ceilalți. Și ei au nevoie mai multă de organizare pentru a evita haosul pe care îl creează adesea făcând prea multe lucruri în același timp. În relațiile de dragoste este de preferat să aibă un partener care să-l cunoască bine și să înțeleagă nevoia de a fi combativ în legătură cu orice idee, deoarece nativul are tendința să abordeze totul în viață ca o dezbatere. Este bine să învețe să se relaxeze mai mult cu prietenii și cu persoana iubită și să mai facă pauză de la a salva lumea. Luna în casa 11-a, bine aspectată, aduce prieteni buni, mai ales de sex feminin. Dacă luna este prost aspectată, cei din jur vor căuta tot timpul un profit personal din colaborare. Să nu uităm că tradițional casa 11-a aparține zodiei Vărsătorului, care la rândul său este stăpânită de Saturn și Uranus. Deci luna în această casă are o natură saturniană și uraniană, chiar dacă se află în altă zodie în harta natală. Luna în casa a 12-a. Nativii cu luna în această casă indică un atașament emoțional privind spiritualitatea. Au nevoie de momente frecvente de singurătate pentru a se reîncărca emoțional. Iar această nevoie, deși puternică, poate duce și la sentimente de izolare. Fiind persoane foarte sensibile și empatice, nativii simt adesea copleșiți de emoții greu de definit. Fie sunt complet lipsiți de contact cu ceea ce simt. Aceste extreme îi împiedică să-și descopere cu adevărat nevoile emoționale. Au tendința să nu se implice în tot felul de activități cu scuza că sunt prea sensibili. Ar vrea să-i ajute pe ceilalți care sunt în suferință, dar problema e că nu se pot ajuta pe ei înșiși de multe ori. Mai întâi e necesară rezolvarea problemelor personale, cele interioare, și apoi să-i ajute pe ceilalți. Altă variantă nu există. Mai este și o altă capcană, care este bine să o evite. Să se considere martirii sau victimele unor situații. Cu cât fac mai mult pe victimele, cu atât se vor afunda mai mult în probleme și vor evita maturizarea emoțională și asumarea propriei vieți. De fapt, prin această atitudine, ei preferă ca alții să se ocupe și să le rezolve problemele. Ei trebuie să învețe să-și folosească această sensibilitate și empatie în așa fel încât, atunci când apar emoții negative,
să știe ce au de făcut ca să rezolve punctual situația. Pe de altă parte, această lună în casa 12 favorizează activitățile realizate în locuri retrase, laboratoare, spitale, închisori, studio de înregistrări, centre de cercetare, mănăstiri, zone greu accesibile în zone retrase și relațiile de dragoste secrete. Pe de altă parte, dacă își canalizează bine emoțiile, poate avea o evoluție spirituală de excepție. Numai că această spiritualitate ar trebui manifestată concret și nu să rămână ceva abstract și frumos colorat numai în mintea și în sufletul lor. Luna prost aspectată arată dușmani secreți, mai ales femei, și neînțelegile cu mama și rudele de sex feminin, cât și multă suferință, un fel de autopedepsire. Este o formă de masochism. Să nu uităm că tradițional casa a 12-a aparține zodiei peștilor, care, la rândul său, este stăpânită de Jupiter și Neptun. Deci luna în casa a 12-a are o natură jupiteriană și neptuniană, chiar dacă se află în altă zodie în harta natală. În viitor o să fac și vloguri privind aspectele majore dintre luna și celelalte planete în harta natală. Deoarece nu putem judeca o hartă natală numai prin poziția planetelor în zodii și case. Analiza este mult mai complexă, dar o luăm gradual cu informațiile ca să înțelegem foarte bine fiecare pas în analiza unei hărți natale. Până data viitoare, să auzim numai de bine! Pa, pa!